Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit azi în Brașov despre curățenie. Am trecut printr-o perioadă ciudată, să zicem, pentru orașul nostru de obicei foarte curat, în care oamenii mai postau pe rețelele de socializare tot felul de fotografii cu întrebarea, bă, ăsta e Brașov, uite gunoaie, uite nu știu ce. Cei doi invitați în această seară în emisiune sunt domnul Ion Mihai, reprezentantul Comprestului, și domnul Dan Ceaușescu, reprezentantul Braicata. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cele două firme care se ocupă de curățenie în orașul nostru, de partea de salubrizare. Curățenie e modul foarte generic de a spune lucrurile, dar partea de salubrizare. Ce s-a întâmplat, domnilor? De ce aveam poze pe rețelele de socializare cu gunoaie? Pe rând, așa, întâi Comprest, apoi Braicata. Depinde de situațiile în care au fost făcute aceste poze. Ținem cont, în primul rând, de oamenii străzii care răscolesc în recipientele de precolectare a deșeurilor, scoțând absolut totul din ele și lăsând totul pe lângă. Nu mai ținem cont de deșeurile din construcții, care, deși noi, ambele firme, le punem la dispoziție saci, containere de diverse mări, ei preferă să le arunce noaptea sau să le aducă cu mașinile lângă punctele de precolectare. Ne-am obișnuit asta, noaptea ca hoții. Nu era vorbă ce să mai intrăm în amănunte. Aceeași cauză? Da, aș spune că pe lângă cele adăugate de partenerul nostru, a fost și o conjunctură într-adevăr de reparații, utilaje care se strică, și atunci când se întâmplă să se strice două, trei în același timp, apar mici sincope, e adevărat, dar le-am soluționat. Și încă, să spun așa, un motiv pe care l-am observat în ultima perioadă este că a crescut consumul datorită veniturilor mai mari ale populației, a crescut în general cantitatea de gunoi, dar a crescut și numărul acelor deșeuri voluminoase. Oamenii schimbă acasă, mobila, canapeaua, în momentul în care au un venit un pic mai mare, încep să cumpere. Și mai scot și televizoare, și mai scot și canapele, și mobilier. N-ar fi asta o problemă dacă ar exista numai aceste deșeuri voluminoase lângă punctele de colectare. Numai că nu știu cum se face de fiecare dată când apare o canapea, lângă să mai găsesc 3-4 oameni să arunce pungile cu gunoi menajer. Adică nu mai intră în platformă să-l pună în container, ci la lungă. Și în momentul ăla un pic se complică problema. Ieri vedeam la platforma 184 din Răcădău, pe lângă, într-adevăr, o canapea și câteva bucăți de lemn, aruncată boască din aceasta, tescovină de la struguri. A făcut cineva mus și a aruncat-o jos acolo. N-avea nicio legătură, adică a stricat tot feng shui-ul, să zic Dar așa. Nu mai putea nimeni să vină să se așeze pe canapeaua aia liniștit, dacă tot era canapeaua acolo, mă gândesc. Da. În principiu, amestecarea asta a deșeurilor menajere cu cele voluminoase și comoditatea asta de a arunca punga acolo jos lângă platformă și nu o mai pui în container, creează într-adevăr probleme vis-a-vis de colectare și de aspect și de... Bun, ce putem să facem? Pentru că până la urmă cei care aruncă, să zicem, într-o proporție covârșitoare, sunt tot cei care locuiesc în zona respectivă. Se mai întâmplă, într-adevăr, chiar semnalam și eu la un moment dat niște cazuri la platforma aceea de lângă, chiar din capătul străzii Dimitrie Anghel, în zona cimitirului municipal, unde frecvent sunt autoturisme oprite și oameni care descarcă tot fel de saci de pe un portbagaj și aruncă acolo pe platformă. Oamenii cu siguranță nu sunt arondați zonei respective, nu sunt cei care locuiesc acolo. Probabil că sunt locuitori din Stupin sau din alte părți care preferă această strategie în loc să plătească, știu eu, un container. Care e costul la un container, pentru că ați pomenit de construcții? Care e costul la un container pentru deșeuri provenite din construcții? Există vreun cost anume, separat? Probabil că există, dar nu cred că e fenomenal. Depinde de câte deșeuri din construcție ai, ce cantitate. Dacă vorbim de câțiva saci, poți să-ți cumpere acei saci preplătiți. E 9 lei un sac, 1, 2, 3, câți ai nevoie. Și ai rezolvat situația, vine operatorul la comandă telefonică, ți-l ia de acasă, din scară sau din... Dacă vorbim de o construcție mai mare, un container din acela de 7 metri cubi e în jur de 5.500.000 de lei, ceva de genul ăsta. Da, acolo în ăla de 500 de lei, probabil că intră câteva vorbim tone de reamenajare sau de construcție efectiv. Și dacă comparăm cu
prețul lucrării efective nu reprezintă decât, nu știu, 1%, poate 2%. Nici atât. Atunci nu e nicio motivație să, decât cineva care vrea să facă, nu știu, o scurtătură, o ieftineală, ceva de genul ăsta. Da, și am mai văzut, eu locuiesc în Stupin și avem un grup pe rețele de socializare, un grup cu locuitorii din Stupin și scria un om, nu cred că este, adică sunt convins că nu e român, ori este francez, ori olandez, ceva de genul ăsta. Scrie acolo, în româneasca lui proastă, ce ar trebui să facem ceva, să depunem plângeri la poliție și la jandarmerie, pentru că oamenii, în loc să ducă gunoiul sau să comande un container de gunoi, saci sau ce ne-a spus domnul Ceaușescu mai devreme, preferă să-l facă grămadă și să-i dea foc. Ceea ce evident e total ilegal, este total ilegal, nu mai vorbim de miros, nu știu, ai senzația uneori, bă, a luat ceva foc în casă, te panichezi, pentru că e mirosul ăla de plastic topit. Ceea ce e foarte toxic. Acolo pe lângă faptul că e toxic, da, te panichezi, bă, a luat ceva foc în casă, s-a întâmplat ceva. Ce poate face compania? Pentru că dumneavoastră aveți permanent oameni în teren. Îi întâlnesc și eu pe stradă. Sunt două tipuri de personaje. Cei care vin să ridice gunoiul și cei care vin mătură cu factura. Da? Și cei care mătură pe stradă. Sau cei care mătură. Da, la noi nu e caz. Dar ca principiu, aveți totuși niște oameni în stradă. Oamenii ăștia ar putea să vadă anumite lucruri, să anunțe poliția locală, să facă ceva, nu? Mă gândesc. Da, ceea ce n-a vrea operatorul. Și noi nu avem instrumente, adică noi nu putem, chiar dacă reprezentantul nostru deschide discuția cu clientul, îi atrage atenția sau îi spune ce ar trebui, cum ar trebui să procedeze, noi nu avem niciun instrument legal asupra lui să putem să îl constrângem cu ceva. Arderea deșeurilor este clar o contravenție la legea mediului și unde se pot aplica amenzi, sancțiuni și garda de mediu și inspectorii de mediu din primărie și poliția locală în momentul în care a surprins în flagrant respectivul proprietar de... Păi focul ăla, să mă ierte Dumnezeu, adică odată că îl simt până îi simți mirosul, el a ars și atunci evident că încă mai sunt urme de la focul, nu poate să le îngroape nimeni. Da, la o sesizare telefonică, un echipaj de poliție locală poate să ajungă acolo în câteva minute. Dar, într-adevăr, aplicarea unei amenzi de, eu știu, 2.000-2.500 de lei descurajează pe viitor orice altă încercare de a mai face o asemenea, nu știu, neutralizarea deșeurilor. Da. Am înțeles. Domnul Mihai, la Compres cum stă treaba? Oamenii se uită în teren, văd și ei, ar putea să pună mâna, să sune la poliție, să presupun că aveți un dispecerat, nu? Să anunțe acolo, de minte, sunt pe strada nu știu care și oamenii ăștia au făcut foc aici, în loc să adune deșeurile, să le predea în mod normal, așa cum se face sau cum face toată lumea, ăștia le-au dat foc. Partea cu focul este mai puțin întâlnită, cel puțin la noi. În zonele noastre? În toate zonele și în zona Braicata. Foarte rar se dau foc. Problema e cu depozitarea în alte locuri de cele normale a deșeurilor. Acolo este marea problemă. Care, dacă îl vede omul nostru, îi spune clientului, domnule, în cel mai bun caz zice, lasă-mă în pace. În cel mai bun caz, ăsta, da. Că dacă nu-l ia la șuturi cu apelative, având în vedere că majoritatea celor care lucrează în acest domeniu provin dintr-o anumită etnie, eu am fost martor la niște lucruri de genul ăsta, pe care vă spun sincer că nu le-am lăsat nesancționate, măcar verbal. Dă-i drumul, bă, și urma de un apelativ de aici, vezi de treaba ta și așa mai departe. Hai, bă, omul ăla muncește ca și tine, câștigă și el un salariu să ducă acasă familiei, face o muncă care nu mi se pare cu nimic mai puțin importantă decât orice meserie din lumea asta. Într-adevăr, nu trebuie să fii doctor în științe ca să te ocupi de partea asta cu gunoi, însă ia gândiți-vă ce ar fi dacă n-ar exista oamenii ăștia. Un alt exemplu care aș vrea să vi-l dau, un imobil cu 7-8 apartamente, scot în stradă, în saci, găuriți, curge din gunoi, absolut tot ce se poate pe trotuar, pe stradă. Mergând cu poliția locală acolo, găsim 6 euro pubele în curte, curate, nefolosite. Da. La întrebarea poliției locale, domnule, de ce ați scos? Nu e-o poate vecin. Păi și astea sunt ușor de... Nu, de că nu e-o poate vecin. Bă, noi vă dăm amenzi la toți. Cei care locuiți pe scara asta sau în imobilul ăsta, vă dăm amendă, o amendă așa, o plătiți
Și până vedeți voi, vă socotiți între voi, vedeți care a scos și care n-a scos. Că până la urmă, ca și ăsta, ne-a dat exemplu cu Boasca. Eu, fără să am vreo școală în domeniu, vă pot spune că dacă oamenii noastre sunau la 112 și venea poliția locală, presupun, sau, mă rog, alt număr, nu neapărat 112, că nu era cine știe ce urgență, da, nici nu era vreo chestie, Boasca aia, sau cum se numește, aia, rezidul ăsta, este un pericol. Atrage tot felul de șobolani. Da, adică, despre ce vorbim aici? E vorba de sănătatea celorlalți. Că tu ești idiot și ție nu-ți pasă și ai aruncat trei gălețe acolo că ți-ai făcut tu vin, că a venit toamna acum. Bun, asta este problema ta, că ești în halul ăsta. Dar trebuie să fii sancționat. Și eu nu cred că e atât de greu de identificat în zona aia. Că, și dacă, dumneavoastră, hai să vedem cine a făcut, cine are utilajul respectiv. Cine poate să facă asta? Și e imposibil să nu zică Costel a făcut, mă, de la 4. Sau ăla din blocul ăla, că l-am văzut eu când a venit cu gălețile. O anchetă scurtă, probabil câteva zeci de minute. Și îl găsești și îi dai 2500 de lei amendă sau cât poți să-i dai și cu siguranță nu, nici nu o să se mai atingă de vinul ăla, o să-l dea cadou pe la rude. Da, mă rog, asta e, ăștia sunt oamenii, cu ăștia defilăm. Am discutat acum vreo câteva săptămâni aici în emisiune cu unul dintre viceprimarii Brașovului apropo de colectarea asta selectivă care se încearcă în municipiul Brașov. Suntem în 2018. Deci alții fac asta de mulți, foarte mulți ani. Am ajuns și noi să facem în 2018. Hai să vedem cum se face. Cei ce compresă, se face bine? Din punct de vedere organizatoric, da. Adică păi organizatoric, da, corect. Vă întreb și organizatoric dacă e bine sau nu. Atâta timp când noi le punem la dispoziție tuturor clienților de pe respectivele zone saci, gratuiți, le dăm un orar de ridicare pe un calendar făcut în fiecare sâmbătă ce deșeu reciclabil se ridică, în care se stipulează foarte clar, trebuie scoase deșeurile reciclabile până în ora 10. Pentru că la ora 10, până la ora 14, intră mașinile la colectare. Dacă a ieșit cu sacul la 10 și un sfert și exact strada lui a fost plină, prima, e o problemă. A doua problemă. Degeaba scoți sacul în fața casei și îl pui după mașina parcată. Deci astea sunt din filme, da. Pentru că nu se face o colectare din poartă în poartă. Nu toată lumea scoate în fiecare sâmbătă. Poate nu are reciclabil. Deșeuri menajere au. Clar, dar poate reciclabil nu are. Și atunci omul nu poate să stea să caute după stâlp, după o mașină parcată. El vede din mașină și atunci oprește, coboară și îl ia. Asta este foarte important să înțeleagă oamenii. A se scoate deșeurile până în ora 10 și a se pune la loc vizibil. Nu mai spun, a nu se pune altceva în acei saci. Haideți că aici ajungem la subiectul interesant. Da. Ce au pus în saci? Că acum este, suntem noi între noi brașoveni. Emisiunea asta nu se vede la București, nu se vede la Craiova, nu se vede la Iași. Dar se vede aici la Brașov și vorbim noi despre noi, măcar acum să râdem noi, înainte să râdă alții de noi. Da? Nasol e că ești pe YouTube emisiunea, da? Mă rog. Absolut orice. Absolut orice, în afară de ce trebuie, nu? Sau nu, și ce trebuie. Da? Dar ce trebuie în procent mai mic. Păi și ce faceți în situația asta? Ați ajuns la Popescu la poartă, a scos ce saci au? Galben, verzi, nu? Și albaștri. Și albaștri. Da. A scos cei trei saci la poartă și înăuntru ce erau? Pisică moartă, nu știu ce, nu-mi imaginez. Deci, spre exemplu, iarbă, am găsit zăpadă artificială, bucățele. Păi vine iarna, erau și oamenii peturi. Se pregătesc. Erau și două peturi. Am înțeles. Și, păi, și zăpada artificială nu e, acum vă întreb și nu eu așa, e reciclabil, că nu e reciclabil nici într-un fel, nu? Deci, clar, în ce saci ce punem? Ia, că poate n-au înțeles oamenii, le mai spunem o dată. Deci, în sacul galben să punem hârtie, plastic, pardon. Așa, noi plastic. Să ne încurcăm. Plastic, da. În sacul plastic galben. Plastic și metal. Da. În sacul albastru se pune hârtie și în sacul verde sticlă. Sticlă de sticlă. Sticlă de sticlă, nu PET, da? Exact. Polipropilenă tereftalată, da. Și nu geamuri. Și nu geamuri. Sticlă de ambalaj. Ambalaje de sticlă. De ambalaje, ca să... exact, da. Unii au pus geamuri? E tot din sticlă și dacă îl pui, ai rupt sacul, nu mai să-l taie, să ia, nu? În sac, da, nu se poate. Cât de rezistent e. Da. Am înțeles. Deci ați găsit tot felul de alte lucruri. Și ce faceți în situația asta? Că aia sunt curios. Am ajuns la Popescu la poartă, nu era vorba cântecelului o pisică moartă, dar
în sac era cu totul altceva decât ar fi trebuit să fie. Bing bang la ușă sau am luat sacul și lasă-l și pe ăsta am plata domnului. Aici în principiu nimeni nu riscă să sune dintre oamenii noștri la poartă să iasă vreun client supărat. Stați un pic să ne înțelegem, că poate nu mă prind eu. Oamenii din orașul ăsta au o sumedenie de drepturi și niște obligații. Avem foarte multe drepturi pe care ni le susținem cum putem mai bine și avem niște obligații pe care trebuie să, știu eu, să le ducem la îndeplinire. Asta cu gunoi este o obligație, nu e, hai domnule, cum mai vedea noi ce o mai face. Suntem obligați, dacă nu putem sta cu gunoi în casă, nu, până la urmă ce sens are să mai punem? Nu mai punem nici impuși, nici nicăieri, ieșim afară în scara blocului, dacă stăm la bloc, dacă nu în fața curții, acolo și punem în curte sau afară pe trotuar direct. Aruncăm hârtia și ce ne mai rămâne. Cum a subliniat colaboratorul meu, nu avem noi ca societăți care operăm în salubritate, nu avem pârghile coercitive pentru... Bun, dar nu e vorba, haideți că până la pârghii coercitive în țara asta, oricum nu există niciun fel de coerciție. Totul e așa, ca o glumă mare. Pentru unii, probabil. Bun, haideți că pentru unii ori mai fi, da. Treaba este în felul următor. Măcar să sune și să spune, dom'le, nu vă lăm gunoiul. Deci eu vă spun dintr-o țară civilizată, o chestiune pe care eu am văzut-o, cu niște români de ai noștri, care erau tot români și ei, nu neapărat brașoveni, dar români. Și a zis, ia lasă-mă că a venit ăsta să-mi spună mie că în punga galbenă să pun plastic, în punga verde să pun nu știu ce, iar în punga, sticlă, ambalaje de sticlă, iar în punga albastră hârtie. Ia hai mă la furat, ce a venit ăsta să mă facă pe mine, gunoierul, a venit gunoierul să-mi spună mie ce să fac? Gunoierul vine, nu sună la nicio ușă, credeți-mă pe cuvânt, pleacă mai departe. Deci a luat, deci există niște cutii din aia speciale, da, de mini pubele, nu sunt chiar de mari ca pubelele astea, dar tot așa sunt galbene, verzi, mă rog, pe culori. A deschis, vede că e ceva în regulă, a pus cutia jos, o verifică pe următoare, a plecat mai departe, adică nu stă să se uite mai mult, să sune, domnule, vedeți că a spus astea și nu e bine și hai să vedem cum face. Doamne ferește! Și stai cu gunoi acolo, nu ai unde să-l duci. La noi se găsesc soluții de către ei. Îl aruncă lângă platforme, lângă... La platformă nu poți să te duci să nu golești, pentru că nu știi a cui este acel deșeu. Corect. Și atunci suntem obligați, efectiv, să le luăm. În amestec, în... Multă lume spune că trece gunoiera care ia deșeul reciclabil și bagă cu totul la un loc. Dar în momentul, înainte să treacă gunoiera, să uita cineva în acel eurocontainer pe care scrie hârtie, ce este? Poate este hârtie, dar e și o oală cu ciorbă. Da. Bun, dar acum haideți să ne întoarcem la întrebare. Selectați gunoiul? Da, pentru locuitorii de la case care primesc saci. În cazul în care se întâmplă, nu se pune chiar tot ce trebuie sau... Nu cum se poate trebuie. Face. Sau cum trebuie, nu se poate face din prima zi, din a doua zi. Într-adevăr, echipajele noastre colectează absolut toți sacii, pentru că, după cum știți, există o stație de sortare care sunt oameni care iau la mână aceste deșeuri din nou. Deci chiar dacă oamenii au greșit, ele oricum intră într-un proces de sortare, în stația noastră de sortare. Avem stații de sortare. Acum... În altă ordine de idei, după cele două deja sâmbete, ne apropiem de a treia, discutând cu partenerii noștri și cu primăria, am ajuns la concluzia că e destul de complicat să împărțim pe sâmbete, pe prima, pe a treia, pe a doua, pe a patra, pe a cincea. Și având în vedere faptul că deșeurile sunt în saci și nu se amestecă între ele, și că noi deținem stație de sortare, se poate colecta sâmbăta după ora 10, între 10 și 14. Și se poate colecta deșeuri reciclabile, bineînțeles, se scot în saci separat, plastic, hârtie și sticlă, împreună. Adică scoți ce ai. Nu mai ții cont dacă ești în prima sâmbătă, în a treia, în a cincea. Legea prevede ca deșeurile să fie în saci. Ele sunt în saci, nu se amestecă și oricum ajung la stația de sortare. În felul ăsta e mult mai ușor și pentru tine, ca utilizator,
Știi doar că sâmbătă dimineața trebuie să scoți deșeuri reciclabile și sâmbătă nu mai există deșeu municipal să se colecteze, spre exemplu. E unică zi de colectare numai pentru reciclabile. De ce trebuie să-l scoți până în 10? Pentru că echipajul face o singură trecere pe stradă, ca să fie eficient. Și atunci până în 10 se scoate sacul, iar colectarea începe după 10. Poți să-l scoți și mai devreme la 7, pentru că sunt reciclabile și nu miros, nu se împrăștie, nu vin câinii, nu... Adică sunt totuși deșeuri reciclabile. Sau dacă pleci de acasă, poți să scoți și vineri seara târziu. Nu încă pe nimeni, mai ales dacă e în fața casei tale, unde pui pubela de obicei, o să scoți sacul, să-l găsească oamenii a doua zi. E adevărat că e destul de dificil dacă e o mașină parcată acolo, nu stă nimeni să o ia pe jos, să uite pe sub mașină. Sau pe... E bine să fie la loc vizibil. Dar ideea e să scoți sâmbăta tot ce ai colectat separat peste săptămână, plasticul să-l pui în sacul galben, hârtie și carton în sacul albastru și sticla în sacul verde. Dacă ai, dacă n-ai, nu scoți, scoți sâmbăta următoare. Adică fiecare după cum... E, mult mai, să spun așa, mult mai simplu și mai pentru toată lumea. Mai eficient. Și mai eficient. Noi oricum le vom sorta, noi oricum mulțumim locuitorilor care pun separat, pentru că toate aceste deșeuri nu mai ajung la groapa de gunoi și nu se mai plătește pentru ele, se valorifică. Adică, oricum, asta este mersul. Cum le dați saci oamenilor? În momentul în care vin și plătesc factura, își ridică saci. Păi și dacă... Pe la noi, de exemplu, pe stradă, bine, deocamdată nu e procesul ăsta, dar vine tanti și... Atunci tanti o să aibă și ea niște saci cu ea și o să distribuie acești... Am înțeles. Și când se termină sacii, faci cumva. Luna dacă... se dau saci pe câte o lună, adică se dau câte 7 saci. Am înțeles. 4 saci pentru PET, 2 saci pentru hârtie și un sac pentru sticlă. Okay, bun, și mai puține ambalaje de sticlă lunar, da. Bun și cazul ăsta în care nu ajung sacii. În cazul în care nu ți ajung sacii, ai o petrecere, ai mai mult, ai exact. Mai mulțumim. Poți să iei și alți saci din comerț. Important e să fie transparenți sau semi-transparenți, ca noi să vedem ce material e înăuntru. Că nu se pune sac în sac. Se ridică. Dar să ne asigurăm că nu-s construcții, că nu-s deșeuri menajere, că nu-s, nu știu, vegetale sau altceva. Ele deci să nu fie masă umedă. Da. Dacă sunt ambalaje, le puteți pune în saci transparent, să se vadă. Indiferent ce e, dar sac transparent. Totuși să nu se amestece, adică și plastic, și hârtie, și sticlă într-un singur sac, pe cât posibil să le pună separat. Dar se pot folosi saci transparenți. Da, știți care e chestia la noi? Că de fapt ce am discutat noi apropo de amenzi și de lucrurile astea coercitive, astea nu se întâmplă. Că dacă s-ar întâmpla, nu tuturor, unora, este destul să îi se întâmple unora, așa cum degeaba scrie în lege să nu treci pe roșu, că unii mai trec, dar pe urmă unii au aflat de la alții că le-a fost suspendat permisul de conducere și s-au gândit de două ori și n-au mai trecut pe roșu. Cam asta se întâmplă în România. Dacă s-ar afla în oraș că Popescu, că tot l-am dat pe Popescu ăsta sughită, care o fi el, săracu, e un nume comun, l-am dat de exemplu și se află că Popescu a luat amendă 2500 de lei fiindcă a făcut vraiște cu cele trei pungi, a pus zăpadă artificială, a pus iarbă, probabil că a pus-o în sacul verde, mă gândesc, nu? Nu, că se colecta da, pet. Mă rog, glumeam. Sâmbăta respectivă se colecta da. Pet. Și a făcut niște lucruri și a luat o amendă, domnule, pe chestia asta. Sau i-a rămas gunoiul, dar din păcate, vedeți, aici dacă îți rămâne gunoiul, ce mă, n-au luat aia gunoiul? Lasă-mă, dă-i și așa, și le pui în portbagaj și te duci la spital, la platforma de la municipal, de la cimitir și arunci acolo. Că asta e, sau te duci și o arunci undeva, într-o pădure, că ar trecut până, lasă-mă că ar trece unii pe acolo. Deci există un loc în țara asta, lângă Ploiești, a trecut de foarte multe ori pe acolo. Eu nu am văzut încă atâta mizerie care vine din nesimțire. Deci, mormane întregi de gunoaie de toate felurile, resturi de la construcții și reamenajări, saci de gunoi menajer, peturi. Dumnezeu, oamenii vin și le aruncă în pădure și natura asta, cum a lăsat-o pe ea Dumnezeu așa, crește în continuare. Acolo cresc continuare copaci, o pădure destul de frumoasă. Incredibil, mi se pare. Din tren se vede? Sau nu din tren, din mașină. Deci e o stradă, un drum mai îngust
Și vezi și pe stânga și pe dreapta același lucru. Eu nu-mi imaginez, băi frate, polițiștii aia care au arondată zona aia, bă, chiar dorm, adică mi se pare așa o chestie. Sau nu sună chiar nimeni să dacă îi vede, că degeaba aș suna eu când trec, că nu am văzut pe nimeni să arunce. Dar prezența gunoaielor acolo îmi indică faptul că cineva a aruncat totuși, nu? Să nu sune chiar nimeni, adică mi se pare așa o chestie, dar până nu-l atingi pe român la bani, nu ai făcut nimic. Da, e vorba de standarde și de obișnuință. Vedeți dumneavoastră, aici în Brașov, dacă în ultimele două luni situația n-a fost cum ar trebui să fie, oamenii s-au sesizat imediat, pentru că e un standard și oamenii au niște pretenții, da? Au învățat cumva. Sunt orașe care așa e zi de zi, dintotdeauna. Și nu mai au nimeni. Reflex, da. Vedeți aici, le-a murit totuși reflex. De la 1 ianuarie o să intrați și în alte zone cu colectarea asta selectivă a deșeurilor, am înțeles, în alte zone de case. Ia să vedem, dar nu zice exact unde în e toate, un comunicat. Mai precis, în toate. În toate? Toate, absolut. Deci veni și la Stupin tot cu... Tot, peste tot trebuie organizat sistemul și fiecare utilizator trebuie să aibă alocat program de colectare separată, sistem cu preluare separată. Și exact de ce vorbeam pe final, deocamdată fără amenzi. Colectarea selectivă este obligație cetățenească, deocamdată benevolă. Din câte știu eu, se mai dau amenzi, nu știu dacă neapărat pe colectare separată, cât pe depozitarea gunoaielor în locuri neautorizate. Dar cred că n-ar strica să începem să și mediatizăm un pic. Niște cazuri de așa nu. Dacă... Eu știu că se dau, dar dacă rămân ascuns... Neastră, credeți acum, la modul foarte sincer vorbind, că ăia care apar pe rețelele de socializare la ai parca ca un bou, nu mai parchează a doua oară la fel, adică am văzut, sunt zeci, deci vă recomand parcarea singurului și celui mai mare mall din oraș, dacă e și singur, trebuie să fie și cel mai mare, da? Să vedeți câte mașini sunt parcate pe alveolele care sunt gândite ca și treceri de pietoni, da? Lateralul parcării, acolo sunt niște... Deci între ele se vede că e treceri de pietoni, acolo sunt niște alveole. Mașinile sunt parcate exact acolo, unul la mână, și doi la mână să vedeți cât sunt parcați pe locurile pentru persoane cu dizabilități. Deci e ce sau pe trotoare puse așa și... Deci, dacă apar pe Facebook, dar nu ești amendat, da, probabil, nu știu, e, înseamnă da. Ceva, dar nu prea. Dar dacă întâi ești amendat cu 2000 de lei, după care e și făcut public, nu știu dacă numele neapărat, da? Ca exemplu, astăzi am amendat 3 persoane cu 2000 de lei pentru că au lăsat sacii jos. Atunci, nu putem cu nume și prenume că e legea asta cu datele personale, nu? Da, așa ai parcat ca un dăsta, poți să mai... Sau ai aruncat gunoiul ca un dăsta, da, pă, cred că ai putea să scrii. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune. Domnul Ion Mihai, reprezentantul Compres, și domnul Dan Ceaușescu, reprezentant al Braicata, cele două companii care se ocupă de salubrizare la nivelul municipiului Brașov. Ne-am elucidat și cu gunoaiele, deci înainte să postăm și să zicem, mamă, ce ăștia n-au făcut ăia, n-au făcut ăilalți, cel mai bine ar fi să vedem cine a pus gunoaiele acolo. Dacă toți suntem așa de niște detectivi, să aflăm cine a pus gunoaiele acolo și să scriem, uite, ăsta a pus gunoaiele acolo. Sau boasca aia, dacă tot a făcut vin, și nouă nu ne dă și nouă un pahar de must. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.